Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul ce-ai zis, bine, făcător la toate, și noi astăzi, în semn de pioasă recunoștință, față de înaintașii noștri și față de eroina Ecaterina Teodoroiu, după cuvântul Apostolului Pavel, care zice, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, priviți cu luarea minte cum și-au încheiat viața și le urmați credința, am înălțat această placă comemorativă ca să amintească de faptele cele virtuoase, eroice, demne de urmat, ale eroinei Ecaterina Teodoroiu, pe care o omagiem, căci un nume bun este mai de preț decât bogăția, iar cinste este mai de preț decât argintul și decât aurul, după cum ne învață Scriptura. Iar acest semn nu este ridicat spre închinare, ci spre aducerea aminte de măreția faptelor eroice întâmplate în istoria neamului nostru și a făuritorilor lor. Căci și în vremea de demult, Iosua, vrând să nu uite momentul întâlnirii sale cu tine, Dumnezeule, a luat o piatră mare și a pus-o lângă lăcașul sfânt și a zis, iată piatra aceasta ne va fi mărturie în zilele viitoare, căci a auzit toate cuvintele Domnului pe care le-a grăit El cu noi astăzi. Tot El a fost Cel care a însemnat cu pietre locul din apa Iordanului și Cel care a așezat în Gilgal alte 12 pietre ca mărturia trecerii poporului ales prin Iordan, urmând astfel pilda lui Iacov, care în pământul Canaanului a însemnat cu pietre locul în care s-a încheiat legământul dintre el și Laban, Dumnezeu însuși fiind martor, și a așezat stâlpul pe locul numit Betel, ca mărturia întâlnirii dintre Dumnezeu și Israel, cum s-a numit apoi Iacov, care a ridicat și pe mormântul Rahilei, soția sa, un stâlp de piatră, care se păstrează ca mărturie până în ziua de astăzi. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți înaintașii noștri, eroi, martirii neamului nostru românesc, care s-au remarcat prin faptele lor, într-o călăuzire a acestui popor pe calea istoriei și a Evangheliei. Iar pe cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții veșnice, așează în împărăția cerurilor, după faptele și credința fiecăruia, făcându-i părtași la înfricoșata judecată a celei cununi de slavă cu care neamul nostru românesc se va prezenta înaintea ta. Deci, pe tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă, ridicată în cinstea eroinei Ecaterina Teodoroiu. Prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă ridicată în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu. Prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează placa aceasta comemorativă, ridicată în memoria eroinei Ecaterina Teodoroiu. Prin stropire cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecii în două. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând celor din mormi în viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților,
să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte